Domnule Constantin Frățivel, sunteți o nouă apariție pe scena candidaturilor pentru primarul din Constanța. Aveți de toate. A fi primar la Constanța astăzi, și știți mai bine decât mine, e o dificultate, e greu, e multă muncă. De ce vreți așa ceva? În primul rând pentru că sunt plin de energie, în al doilea rând pentru că eu consider că municipiul Constanța și societatea Constanța mi-a dat foarte mult. Cred că este timpul ca experiența acumulată, ca rezultatele pe care le-am avut în mediul privat să le introduc și să le impun și în primăria Constanța. Toată lumea vă cunoaște că sunteți rău, că sunteți exigent, că sunteți ambițios, că sunteți luptător, că sunteți al dracu. Credeți că noi în Constanța avem nevoie de un primar de ăsta rău, de frățilă? Știu eu, a spune că ești al dracu ar putea fi puțin într-o extremă și știu eu, nu e nici prea creștinește să spui așa ceva. Dar cu siguranță sunt destul de rău. Dacă este un avantaj, eu cred că este singura soluție pentru Constanța. Cred că constanțenii, cetățeanul din Constanța are nevoie de un om ca mine. De răutatea mea este nevoie. Adică să veniți dumneavoastră să-i puneți la muncă, să le faceți lege și ordine, nu cred că vor cetățenii unul de ăsta așa, să-i ordoneze el, să le spună el ce au de făcut. Eu cred că cetățeanul Constanței trebuie să recunoască că fără ordine, fără disciplină și fără organizare, nu se pot face realizări. Îi dați afară pe toți de la primărie, pe aia vechi? Nu. O să fac ordine, o să aplic legea, cine poate, poate, cine nu, pleacă. Nu-i dai afară, pleacă ei. Constanța a fost întotdeauna o jucărie a bucureștenilor. Aveți de gând să vă puneți rău cu Bucureștiul? Am de gând să-i dau Constanței ceea ce merită. Să-i dau personalitate, să-i dau hotărâre, să-i dau posibilitatea să impună. Dacă vreți o carieră politică și ați reușit pe plan economic, pe planul familiei, vă cunoaște atâta lume în Constanța. Nu era mai bine dacă vă duceați la PSD, la PNL? PSD și PNL e aceeași mărie cu altă pălărie. Exclus să merg acolo sau acolo. Ați spus carieră politică. Eu nu mai vreau carieră politică. Într-adevăr, candidez din partea unui partid tânăr, hotărât. Lord este un partid național de dreapta. Dar Lord este făcut pentru tineri, nu pentru mine. Eu vreau să intru acum în administrația locală pentru că știu, pentru că vreau și pentru că pot. Dacă dumneavoastră o să fiți primar la Constanța, și ați spus că vreți constanțenii să trăiască mai bine și sunteți partid de dreapta, reprezentant unui partid de dreapta. Asta înseamnă că pe cei care nu muncesc sau care au niște nevoi sociale, îi aruncați la groapă de gunoi, îi omorâți, le dați foc? Nu. Asta înseamnă că cine poate munci trebuie să muncească, cine nu poate munci trebuie să fie ajutat în limitele legii, în limitele posibilităților. Dar haideți să nu ne ducem într-o extremă cei care nu pot munci. Care sunt cei care nu pot munci? Discutăm de cei apți de muncă care nu pot munci? Atunci, clar, aplicăm fără ajutoare sociale. Dacă discutăm de bătrâni, dacă discutăm de alte categorie de oameni defavorizați, atunci, da, este nevoie de ajutor social. Dar mai mult, cred că e nevoie în a umbla la taxele pe care acești oameni le plătesc. Mai repede decât să dau bătrânului ceva, mai bine îi spun plătești mai puține taxe sau deloc. Domnul Frățilă, știți mai bine ca mine că la nivel cultural totul e un dezastru în Constanța. Nu mai avem de niciunele. N-avem ansambluri folclorice, n-avem. Teatrul de Vara de Mamaia s-a distrus. Sport n-avem, râde lumea de noi. Toți și amărâții din toată România și fac stadioane, care de care mai frumoase. Stadionul ăsta nostru a ajuns o batjocură. Și v-am dat doar două exemple. Nu vă e frică de câtă treabă e de făcut astăzi în Constanța? Ce vă trebuie balamul cu ăsta dumneavoastră primar de Constanța? Eu vă văd că vă mutați acolo
Și Doamne ferește, după 2 luni de zile aflăm că va curs sânge din nas, săracul domnul Frățilă a vrut să facă ceva, a vrut să facă prea mult, a obosit și s-a dus. Ce băiat bun era domnul Frățilă. Se vede pe mine cumva că aș ajunge într-o extenuare de genul ăsta? Nu. Poate se vede că aș putea sta 24 din 24 spre ghinionul unora. Da, spre marele avantaj al constățeanului, am o capacitate de muncă foarte bună, sunt viguros, pot și asta este important. De fapt, deviza mea a fost mens sana in corpore sano. Încă simt că așa sunt. Sunt un om sănătos, într-un corp sănătos, cu o minte sănătoasă. Da, vă mulțumesc, domnule Frățilă. Am senzația că ai noștri constanțeni au nevoie de un primar muncitor, harnic, destoinic, exigent și chiar rău. Eu cred că o să le pară rău constanțenilor dacă o să vă voteze ca primar la Constanța. Eu cred că nu o să le pară rău, dar e bine să fie atenționați că un vot dat în favoarea mea este un vot pentru lege și ordine. Vă mulțumim mult și vă dorim succes, domnule Frățilă. Mulțumesc.